Universal. Cine au transmis această învățătură? Esenieni. Au transmis-o în forma ei cea mai pură. Esenia înseamnă vindecător, de fapt. În momentul în care am aflat acest lucru, am simțit că am ajuns acasă. Toate conceptele prezentate de esenieni s-au răspândit și în alte țări. Zendavesta, Zoroastrian, Vedele și Upanishadele, Buddha vorbește despre arborele vieții, arborele său. Îl avem în zona eseniană. Avem roata tibetană și Pitagora Platon vorbind despre acest lucru. Deci Filonul se află în învățătura eseniană. Acum, care sunt conceptele de bază? Esenienii spun următorul lucru. Omul trăiește într-un microcosmos. Acest microcosmos, în general, este centrat în corpul său material. Dacă vă uitați, noi ne reprezentăm prin corpul material. Credem că suntem corpul material. Deci ce trebuie să facem? În primul rând, să studiem acest microcosmos. După aceea, avem mesocosmosul. Interacționăm cu planeta și cu sistemul solar. Avem macrocosmosul, care înseamnă interacția în tot Universul. Deci noi nu putem sta izolați într-un punct. Observați? Suntem într-o interacțiune continuă cu întregul Univers. Tot acest Univers este conținut în ceea ce numesc esenienii ființarea infinită absolută, pe care noi o definim ca Dumnezeu. Da? Acum, lucrul cel mai important. Suntem într-o interacțiune continuă. Avem libertatea deplină de acțiune. Nu există nimeni care să ne împiedice în afară de noi înșine. Da? Avem suport necondiționat de la această divinitate. Iubește necondiționat. Suntem responsabili pentru viața noastră. Putem accesa cosmosurile din exterior, încă fiind în tridimensional. Acest lucru este extraordinar. Acum, prima concluzie pe care am tras-o. Devierile omului sunt cauza tulburărilor sale și indică calea prin care acesta poate ieși din dificultate. Deci toată învățătura lor spune următorul lucru. Noi suntem responsabili pentru tot și avem soluțiile cum să ieșim din aceste probleme. Da? Acum, concluzia principală. Foarte multă lume este un pic deranjată de această învățătură. Dacă se referă la Iisus, dar nu are nimic de face cu religia în general. Această învățătură este cea mai pură pe care am întâlnit-o în toți studiile pe care l-am făcut. Și nu spun eu numai asta. Da? Dar ce trebuie să facem? Să o adaptăm la timpurile moderne. Și este foarte clar. Am să citesc din Evanghelie. Nimeni nu rupe pentic dintr-o haină nouă și îl pune la haina veche. Astfel cea nouă se rupe, iar penticul luat din cea nouă nu se potrivește cu cea veche. Ce trebuie să facem? Trebuie să adaptăm aceste învățături într-un limbaj care poate fi înțeles de omul modern. În vremea trecută, în acea vreme, nu putea vorbi de supraconștiință, nu putea vorbi despre mecanică cuantică, nu putea vorbi despre personalitatea temporară și cea permanentă. Nivelurile de conștiință. Oamenii nu erau pregătiți. Da? Deci, asta este acest lucru aș vrea să transmit în această seară și să vă arăt cum această învățătură poate fi foarte simplu aplicată în învățământ, în educația copiilor sau în dezvoltarea personală, creșterea spirituală a fiecare dintre noi. Da? Acum, am încercat să găsesc relația între știință și religie. Lucrurile sunt foarte simple. Dacă vă aduceți aminte,
El a fost un preot de la început. Preoții erau și oameni de știință, erau și cei religioși, erau și cei care conduceau biserica. Există o suprafață de suprapunere. Originea de unde s-a pornit. La un moment dat s-au despărțit. Atunci să vedem care a fost cauza. Trebuie să studiem acest lucru și observăm un singur lucru. Religia este bazată pe morală și metafizică. Misticii știau lucrurile și putem dovedi foarte clar pe care de-abia acum oamenii de știință le descoperă. Misticii vorbeau de universul paralel. Deci, problemă. Însă, la un moment dat, a avut loc separare. Cred, personal, că este timpul să vină împreună. De ce? Aici este știință pură. Este mecanică cuantică. Tot ce ne spun misticii sunt codat, dar trebuie să știm cheia. Da? Deci știința se bazează pe date empirice, folosim metode științifice, pe când aici avem morala și metafizică bazate pe credință și revelație divină. Observați? Această credință trebuie acceptată. Este un pas peste care vom ajunge să cunoaștem o altă lume, să percepem o altă lume, dar avem nevoie de acest pas. Această încredere. Că sunt pe calea cea bună. Acum, dacă ne uităm la elementele religioase, găsim o mapare în știință. Dacă vorbim despre Duhul Sfânt, este supraconștiința neindividualizată din noi. Nimeni nu cred că poate controla în acest moment reacțiile dintr-o celulă. Sunt 100 de mii de reacții pe secunde. Vă dați seama, dacă noi am controlat ceea ce se întâmplă în corpul material, care știința ne spune 7 ani se renoiește. Acest lucru este făcut de această supraconștiință. Cine clădește fiecare celulă? Logosul. Aici este o confuzie totală. Este principiul iubirii. Uitați-vă, cine țin moleculele împreună în orice formă de viață? Logosul. Este iubirea pură necondiționată. Care în noi înseamnă conștientizarea de sine. Observați? Arhanghelii. Am făcut o singură mapare. Sunt forțele electromagnetice. De exemplu, Arhanghelul Rafael. Simt că arhanghelii reprezintă forțele fizice. Din fizică. Avem monada sfântă. Care înseamnă o unitate de supraconștiință. Spiritul și sufletul este greu de transferat. Mapat în știință. Dar avem următorul lucru. O personalitate curentă și permanentă. Observați? Cea curentă este cea care se reîncarnează. Cea permanentă este pilonul sufletului. Avem pâinea cea de toate zilele. Este ceea ce numim energie eterică. Câmpul punctului zero. Numim minte. Este pretutindere. Și o folosim zilnic. Da? Deci, dacă am face un mic tabel, și acum continuu să găsesc maparea în partea dreaptă, observați. Religia vorbește despre Dumnezeul Tatăl. Este natură, lumină, iubire, ființă infinită absolută. Numiți-o cum vreți. Avem logosul. Conștientizarea de sine din noi. Duhul Sfânt. Conștiința universală absolută, care este neindividualizată. Este pentru toți la fel. Pâinea cea de toate zile, vitalitate eterică, care o luăm din apă, respirație, dar o putem lua din prin meditație. Cele 7 ceruri. Universul de paralel. Le putem accesa. Mintea. Câmpul punctului zero. Este pretutindeni. N-am găsit spirit, suflet. Încă. Arhanghelii. Așa cum am spus, forțele electromagnetice. Sunt emoții. Acum, ce vreau să spun? Cum putem folosi aceste concepte
în educație și în personalitatea curentă, care înseamnă, de fapt, suma a tuturor emoțiilor și gândurilor pe care eu le produc. Da? O mică introducere. Aș vrea să vă întreb un singur lucru. Tot căutând pe internet, am descoperit, de exemplu, în alte țări, folosesc nu numai produsul național brut pentru a măsura bunăstarea națiunii, dar folosesc produsul național de noroc. Am surprins. Produsul național brut corespunde producția anuală de venituri, să spunem. Dar am văzut în Bhutan, de exemplu, au produsul național de noroc, care exprimă ce? Bhutan este o mică națiune în Himalaya estică. Uitați-vă cum au definit. Măsoară gradul de fericire al populației. Cum s-a îmbunătățit viața persoanei. Observați? Cum am păstrat valorile naționale, pădurile, apele. Asta e un indiciu. Cum locuim împreună în locuințe special amenajate? De ce? S-a constatat că fiecare ființă umană, atunci când ajută, devine mai fericită. Astfel de proiecte le avem inclusiv în Olanda, Danemarca, în care familii locuiesc în același tip de locuință, au spațiu comun de joacă, spațiu comun de a găti și a mânca împreună. Sunt lucruri care ajută la îmbunătățirea vieții persoane. Apoi, cum suntem conectați în spiritualitate? Cum suntem conectați în religie? Deci, acești indici le dau produsul național de noroc. Ceea ce mi se pare o idee fantastică. Acum, cum suntem conectați la natură și la cosmos? Aș vrea să faceți un mic exercițiu. Să primiți cerul. Noi oamenii suntem foarte preocupați de rezolvarea problemelor zilnice. Noi tot timpul rezolvăm probleme. Noi nu ne dăm seama că suntem parte dintr-un cosmos și din natură. Deci lucru foarte important. Acum, cum crește produsul național brut și produsul național de noroc al unei țări? Da. Ce credeți? Prin educație? Sigur. Dezvoltarea tehnologiei? Da. Este mai mult aici? Sau PNB? Sunteți mai fericiți cu tehnologia care aveți astăzi? Nu. Dependenți? Nu. Exportul resurselor naționale? O grămadă de energie se pierde. Sistemul sanitar? Nu. Nu? Ajunge aici. Apoi. Cred că da. Dezvoltarea personală spirituală a individului? Da. Am să demonstrez că atinge ambele. E cheia de bază. Da. Conștiința națională? Da. Mai întreb o dată. Colectivă. Conștiința națională? Sigur. Categoric, da. Da. Aici va fi să avem un răspuns mai ampliu. Acum, ia uitați-vă. Care este scopul educației? Ca și profesor. Obținerea unui titlu universitar? Eu vă aduc aminte pe vremea glorioasă, când se spunea, dacă nu înveți, trebuie să muncești. N-ai carte, n-ai parte. Îmbunătățirea condiției de viață a ființei umane? O viață mai bună. Mai fericită. Mai confortabilă. Observați? O viață fără suferință fizică, psihică și mentală. Aici sunt de acord cu ea. Dar acum, o viață plină de lucruri materiale? Nu. S-ar putea să ne coste și o să vedem ce înseamnă acest lucru. Creșterea produsului național brut? Creșterea produsului național de noroc? Poate joacă un rol. Dar aș vrea să fiți foarte sinceri și să analizăm scopul educației. De ce? Obținem un titlu universitar care este un lucru foarte bun. Asta ce înseamnă? Muncim foarte mult pentru obținerea acelui titlu. Observați? Dar obținerea acelui titlu
nu aduce de multe ori nimic personalității curente. Începe. Comportamentul este prostesc și responsabil chiar dacă ești doctor. N-am zis academician, dar cel puțin profesor. Violență, suferință, agresivitate. Nu are nimic de a face cu titlul. Observați? Okay. Comportamentul este același ca al unui om needucat. Ori acest lucru doare. Avem o diplomă. Și știm că e în față. Însă aceste lucruri ne spun că, pe lângă obținerea acestei diplome, mai trebuie să mai facem ceva. Iar acel ceva se referă la acest lucru, îmbunătățirea. Observați. Munca asiduă și de educație în universitate nu dotează pe nimeni cu un caracter bun. Ok? Acest lucru este foarte important. De ce? Dacă eu voi educa la acest caracter, voi putea folosi din plin toate acumulările universitate pe care le-am avut și le pot aplica într-un mod corect. Unde? În mediul meu de interacție în 3D. Observați. Unde și cum trăim astăzi? Ne culcăm, mâncăm, ne spălăm, mergem la serviciu, luăm de la început. Ceea ce vreau să vă spun, există o interacție între individ și familie, prieteni, serviciu, școală, societate, natură, planetă. Cum putem cuantifica aceste interacții? Și ce înseamnă această interacție? Ce trebuie să facem? Studiem expresiile și realitățile noastre în toate aceste interacții. Asta presupune o muncă în plus pe care trebuie să o facem. Și acest lucru se va realiza prin introspecție, care este exercițiu de bază. De ce vreau să spun următorul lucru? Toate aceste interacții reprezintă microcosmosul meu.